N-am prezentat grupurile pentru că acest eveniment s-a numit Unirea prin Credință, adusă firește divinității. La sfârșit o să primiți mulțumirile și diplomele care vi se cuvin. Dați-mi voie să prezint pe președintele UNESCO, Ioan Popriș, care... Haideți lângă mine! Care mi-a făcut onoarea de a fi astăzi aici. Un reprezentant de la noi din Maramureș, domnul Mihai Dâncuș. Și doamna conferențiar universitar, dr. Delia Suiogan. Pe care i-aș ruga să spună un gând de cum văd ei Maramureșul prin felul în care v-ați prezentat astăzi și nu numai. Ce doriți? M-ați surprins, m-ați ridicat unde nu credeam că... Emoție. Da. Dar ce am văzut astăzi și am ascultat în acest răstimp înseamnă două calități pe care nu le au mulți. Har și dar. Harul vine de la cel de sus. Și darul tot de acolo vine. Și felul în care l-ați lăudat pe Dumnezeu, pe Fiul Său, pe Maica Preacestă, arată și darul pe care îl aveți și puneți cu o sârdie pentru cele pe care le năzuim fiecare. Niciunul din aceste pricezne. Așa sunt, nu? Pricezne. Niciuna nu îndeamnă la rău. Niciuna nu ne dușmănește. Și nu face altceva decât să fie o unire între noi. Unirea au adus-o și preacinstiții părinți, o plecăciune pentru domniile lor, pentru sfințiile lor, că au adunat două credințe, care sunt gemene, sunt surori, sunt una, de fapt, le-au adunat în acest loc. De la intrare s-a auzit vocea celor care îl lăudau pe Domnul. Vorbește doamna Delia Suiogan, conferențiar universitar, doctor la Universitatea de Nord din Baia Mare. A, nu, acum sunt doar Delia Suiogan, venită de 25 de ani în Maramureș și mândră că e maramureșancă astăzi. Și ca să-ți răspund, Măriuca, la întrebarea cum văd eu Maramureșul astăzi, îl văd ca un Maramureș viu, un Maramureș unit prin diversitatea lui. Pentru că m-am uitat cu atâta plăcere și cu atâta emoție la multele, diversele costume pe care astăzi le-ați îmbrăcat cu mândrie și eu simt în dumneavoastră această mândrie și am simțit dincolo de această diversitate unitatea. Atât timp cât vom rămâne uniți în această diversitate, Maramureșul nu poate să dispară și nu poate dispărea românismul. Pentru că suntem parte a României și trebuie să rămânem parte a României, să rămânem români și maramureșeni în același timp. Nu cred că putea fi ceva mai frumos pentru un ajun de mare sărbătoare decât să stăm sub streașina unei biserici de lemn, lângă niște morminte sfinte, o întâlnire frumoasă între noi cei vii pentru un scurt timp, probabil, sau pentru un mai lung timp, și cei plecați, cei care ne străjuiesc de acolo și ne apără pe noi și ne ajută să rămânem noi. Eu am învățat azi o lecție de românitate. Eu sunt mândră că sunt aici și nu aș fi vrut să fiu în nicio altă parte. Și pentru asta îi mulțumim Măriucăi Verdeș, pentru ideea ei frumoasă,
pentru faptul că n-a transformat această întâlnire într-un festival concurs unde să concurăm între noi, ci a lăsat acest moment să fie o întâlnire. O formă de comunicare totală. Și sper ca acest eveniment, așa cum spunea domnul Opriș, să rămână un eveniment cu E mare, tocmai prin faptul că în fiecare an să ne întâlnim aici pentru a demonstra că suntem noi și că suntem uniți. Vă mulțumesc pentru aceste momente înălțătoare. Suntem sub streașina acestei biserici și sub crângile brazilor ocrotitori și de aici cred că va porni un mesaj extraordinar înspre, în primul rând, înalții noștri ierarhi ai celor două biserici, înspre politic, înspre parlament, înspre guvern, înspre președinția țării, ca să înțeleagă ce este poporul român. Așa cum spunea și domnul Opriș, iată că i-am văzut pe preoții ortodoxi alături de preoții greco-catolici, iată că v-am văzut pe dumneavoastră, eu care vă cunosc după port pe fiecare din ce sat este, dar mi-a fost greu să deduc care este catolic și care ortodox. Pentru că mesajul a fost același din partea tuturor. Și încheia, cum v-am propus, mulțumindu-vă fiecăruia în parte, că ați făcut voluntar ceea ce ați făcut astăzi, alături de Federația UNESCO, care au venit și dânsi voluntari ca să ne susțină dorințele noastre de a nu lăsa Maramureșul să moară. Rădăcina care a mai rămas din pomul vieții, noi am încercat să-l subliniem cât am putut de mult, trebuie să meargă mai departe. Dumneavoastră, care ați avut și aveți țoluri acasă și cămeși, știți că cum arată pomul vieții pe orice inscripție. Îl avem și pe această ușă. Vreau să mulțumesc satului Iehud, corul bisericii greco-catolice. Mulțumim și noi de invitație. Mai departe, satul Botiza, corul bisericii ortodoxe. Eu vă mulțumesc frumos că ați venit. Satul Leordina, corul bisericii ortodoxe. Satul Giulești, corul bisericii greco-catolice. Satul Văleni, grupul Datina. Satul Poienile Izei, corul bisericii ortodoxe, a plecat că s-a grăbit. Ucraina Slatina, corul bisericii ortodoxe. Vă mulțumesc frumos că ați venit și găzdoilor Călineștiului, care vor încheia cu un cântec religios. Așa că eu vă mulțumesc tuturor și vă rămân recunoscătoare că ați avut încredere și astăzi ați venit aici.